Lidia, vreau să spun ceva. Cineva dă din casă. Cine? Nu știu, cineva dă din casă și ne-a zis că tu astăzi filmi. Cineva a zis că filmezi videoclip și am venit să vedem. Deci e clar, cineva dă din casă, că altfel n-aveam noi cum să venim aici. M-am cam prins-o despre cine este vorba și cine dă din casă. Bubli, Răzvan, ori Scrooge McDuck, cel mai nou prieten al meu. Astăzi filmăm un videoclip pentru cel mai nou single, care se numește Sub apă. Va fi un clip cu totul și cu totul diferit față de ce am filmat până acum. Eu cred și sunt convinsă că va fi cel mai bun videoclip al meu de până acum. A fost mult mai mult de muncă și va fi mult mai mult de muncă în continuare, dar cred că rezultatul va fi unul pe măsură. Ce ai făcut de Paște? Cum a fost? Ți-ai adunat gândurile? Știi că e perioada asta acum, mai... De Paște am trecut așa 10-15 minute și pe acasă, pe la mami și pe la tati, i-am salutat, i-am îmbrățișat și le-am urat toate cele bune. După care am fost plecați în Viena într-o mini-vacanță de 3 zile. Am mâncat, ne-am distrat, am fost la concert, am fost în parcul de distracții. Apropo de parcul de distracții, cineva se plânge că tu încă te uiți la desene animate, este adevărat? Se plânge? Ar trebui să fie bucuros, pentru că, da, într-adevăr mă uit la desene. Pentru că îmi creează o stare de spirit foarte bună, îmi dau o energie foarte bună. Noul prieten? Am mai mulți, de fapt. Este vorba despre unchiul Scrooge McDuck, cunoscutul Scrooge McDuck, foarte zgârcit de altfel, împreună cu cei trei nepoței și drăgălașa Webby. Vocea de pe genericul desenului animat este imprimată de mine. Am înțeles că tu, când erai mică, nu prea... n-ai avut televizor? Noi n-am avut televizor acasă, dar aveam o biblioteca județeană de unde puteam să închiriem DVD-uri și CD-uri și atunci mergeam în fiecare săptămână, cam de două ori pe săptămână, le închiriam, le duceam înapoi și Povestirile Rățoiului este singurul serial la care ne permitea tata să ne uităm și ne uitam împreună cu ei, pentru că aveam de învățat foarte multe chestii constructive pentru noi, de altfel și acum este la fel, și după fiecare episod venea și ne întreba: ce ai învățat asta? Și spuneam: să fim mai buni, mai darnici, să ne iubim aproapele. Tot felul de chestii foarte drăguțe, foarte amuzante și foarte constructive pentru copii. Nu mai înțeleg televiziunea. Ziserăm că arătăm imagini de la making of cum s-a făcut videoclipul care cu Sub apă. Și am văzut despre rațe, un material despre rațe. Rațe, 3 minute rațe, rațe, rața mică, rața Scrooge, rața mare, desene animate cu rațe. Rați. Azi că o vedea miercuri, trecem și peste miercuri asta, stați liniștiți. Ce tare, ia mai de o dată să mai văd dată. Păi abonamentul meu. Da, mă, dă să mai derulez de o dată. Fă-ți abonament pe Antena Play și derulezi înainte și înapoi.